Morning Glory, Morning Glory. Agiorra pisească de hori. Și bonjurică, bonjurică, ia că a venit momentul în care îi spunem bună dimineața lui Dan Badea. A, stai să-i deschide microfonul. E ok, puteți să vorbim. Un pic de umilință. Bună dimineața tuturor, băgăm vocea de radio de dimineață. Iată o dimineață incredibilă din militar. Până aici am făcut doar 30 de minute, o cursă extraordinară. Cineva dacă a văzut racheta contra cronometru, da. Racheta neagră a trecut, dar ca să facem emisiune bună aici. Bună dimineața, Răzvan, ce bună faci? Dimineața. Hai să vedem când erai tu DJ și puneai muzică la discoteca tineretului în Costinești. Ce? Așa? Cum prezentai? Hai să vedem, hai să prezinti. Dar n-am pus muzică n-am pus efectiv acolo, eu mergeam doar cu formația. Da, bine, nu, dar zic așa, dar cum antrenai publicul? Nu zic că aveam niște de texte extraordinare, toată lumea, hai mă, mâinile sus, cu tare... Costinești, mâinile în aer. Nu se poate spune aici, în Twice, în schimb. Da. Am avut niște serii, eu eram DJ și... care acum în alt rust și s-a dus mare era la prima atunci. Cum îl cheamă, mă? Nu mai știu. Ce lapsus am, dacă mă chem dimineață. Mă rog, un tip foarte, foarte șmecher, foarte bine. Avea o expresie foarte dubioasă. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și care e foarte bine acolo. Chiar director. Fiind de vârsta ta, Andrei, e direct, știi, nu, e director. Nu, că am sărbat un Paște cu el, eu DJ LMC și erau 10 oameni. A fost cea mai tristă petrecere. Ne-am îmbătat rău. A fost oribil, dar era avea el o chestie, cea mai tare chestie pe care Fințescu? Am făcut-o. Da, mă, da, Fințescu. Coleguțul nostru. Bă, Fințescu a fost extraordinar. Avea te-ai îmbătat cu Fințescu? Mamă, ne-am făcut. Bine, acum nu să mai, hai să nu mai zicem. Nu pare. Da, nu pare. Să-l vezi acum? Da. Păi nu acum. Zici dar că vreau atunci... să vorbiți un pic despre Dumnezeu, așa arăt. Știu. Avea o expresie cu deci fetele erau pe bar, nu știu, era un concurs cu dezbrăcat, cu nu știu ce, alt post unde ai fost și tu, le puneai silicoane, da. A fost ceva, o nebunie. Și el avea, nu știu dacă se poate spune dimineața, când s-auzea la un moment dat, răgnea Fințescu, jos, kilo, și restul... Da. Mamă, mi s-a părut, deci nu mânuțele sus, nu nimic, jos, kilo, era ceva. Și cea mai tare chestie, era un băiat pe care îl chema, noi spuneam, relație, la prima, nu știu dacă l-a prins, no. Care ne dădea microfonul dintr-un club de pe plajă unde se punea muzică și noi la șpriț, eu cu Fițescu, făceam animație când vroiam, spuneam orice, în club. Deci aia când dansau și la un moment dat se auzea, ce faceți nebunilor? Nu știu de unde ești. Asta mi s-a părut foarte frumos. Da, așa este. Și la Megalos. Mamaia. Dacă erai acolo, dacă ați fost vreodată acolo și auzeați niște voci, noi eram. Morning Glory, Morning Glory. Să nu o recunosc pe Flori. Frumos. Așa, frumos. E zi. Spune, să știi că încep să-mi asum o chestie care îmi place din ce în ce mai mult, și anume lăutăria. Așa. Am avut o zi extraordinară, două zile extraordinare la o berărie, cea mai mare, ai știi tu. Mi-am pus special stand-up într-o după amiază, seara, a fost plin, nu știu, 2000 de oameni la mine. Pe la 4:30. Da. Și la 9 a venit concert simfonic Salam. Ceva ce n-ați văzut în viața voastră. A fost omor pe bilete. Omor pe bilete, se face și runda a doua, da. Nu vreau să fac reclamă dacă ai idee. Deci a fost ceva, nu s-au dat dedicații, înțelegi? Deci a fost, bă, a zis omul, nu, e simfonic. Puțin adevăr, respect. Nu, frumos, foarte frumos. Și altă seară minunată am fost la terasă la Bogdan Simion. Da. Chiar este, chiar e mies, da? Da. Și seara la Ionel Tudorache. În aceea seară a fost ceva pentru mine o chestie. Ai fost dus, vrei să spui, cunoscându-te. Nu. Adică transportat? Nu. Așezat acolo? Nu, am fost bine. Și chiar l-am cunoscut pe domnul Ionel Tudorache și am avut așa... Sper că n-am fost arogant când a zis, domnule, este singura mea sâmbătă liberă și am venit să o văd. Și l-a făcut... Știi, pe genul... Tot, băiatul. Bravo, tati. Bun. Și vreau să-mi asum, Bogdan Simion este Dumnezeu. Am zis? Așa este. Am zis. A și cântat aici, este... la noi, să știi. Da. Păi da, poate că da. Acum? Dar se însoară. Da? Și ce? Nu mai are voie la... Nu știu, mă gândesc că pleacă în... În săptămâna de miere. Da. Pleacă? Nu știu. Știi? Dar oare unde pleacă?
Pe asta mă întreb și eu. La țară undeva. La Clejeni. L-am cunoscut și pe Mihai, prietenului bun, care, mă rog, e cu bucătărea, la cunoștești, și că se duceau să culeagă. Nu știu, cred că v-a povestit. Da. Culegeau ei pe la Clejean, cântece, făceau foarte frumos, mi se pare. Bun, de ce am venit azi aici? Așa, vorbim despre frumusețea. A cui? Despre frumusețea din care interior. Vine din interior. Exact. Oricum, și în cazul lui Dan, și în cazul meu, doar din interior, din exterior nu, nimic. Nu mijește nu, nimic, nu se nu arată trebuie. Absolut nimic. Da, și nici nu trebuie, speranță. Cred că da. Nu, n-are rost. Poate. Da, e. Lăsați. În orice caz am fetele noastre au strâns și Silvia și Laurea au strâns citate inspiraționale de pe internet. Dacă le vedeți un pic obosite pe Twitch, e din cauza că au parcurs tone de borhot. Au e ca și cum ai merge să culegi nuferi, știi, te umpli de nămol. Da. Și acum să fiu un pic bătân. Twitch? Twitch, da. Okay. Uite aici. Da. Suntem, e ca și cum ai transmite live pe ceva. Și se uită niște oameni care trimit comentarii. Gen ca la televizor. Din când în când le dăm bani, bloc. Cea mai tare chestie, să știți că nu se schimbă nimic niciodată, da? Mai țineți minte când zapam pe vremuri între canale? Da. Zapai, efectiv, te așezai seara la televizor și practic nu prea te uitai la nimic, doar zapai, da? Același lucru se întâmplă acum pe streaming, pe canal, pe Netflix, pe toate astea. Corect. Stai și te uiți căutând un serial până când aproape adori. Dar nu anunță ora la care încep. Și vor să bage și reclame. Auzi, noi suntem așa de frumoși că ar trebui să fim prezentatori la Netflix. Da. Un fel de Sanda Țăranu. Veți urmări în continuare Sanda ce doriți. Țărani, ori, da. Orice doriți. Când vreți, puteți să-i apăsa da. Aici. Acum urmează ce doriți. Da, da, da. 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 Bun, avem niște citate inspiraționale culese de pe Instagram. Și de asta l-am rugat pe Dan Badea să vină să comenteze alături de noi câteva lucruri frumoase. Uite, eu aș vrea să începem cu Mihai Ardulescu. Ia. Păi stai să mai vedem jos. Unde pagina este. 1, mai jos, ăla mai consistent. Să știi că am auzit că așa a ajuns. Și nu știu, dacă vrei să citești tu, vrei să... Mamă. Bă, asta nu înțeleg. În primul rând am și eu niște prieteni care sunt un fel de Calistra Hogaș pe rețele de socializare. Fac o întreagă poveste, nu știu ce, și la sfârșit pun hashtag fiecare ce sponsor are sau ce trebuie să știi. Da. Nu mai poți să zici doar, bă, mie mi-a plăcut cafeaua asta, cumpărați aia. Nu. Când eram mic, mă duceam, mă trimitea mama, tata să iau mama să iau un nechezol prost și m-a împiedicat toată pe stradă, mi-a căzut tot nechezol, dar... Acum a venit un vecin, m-a ajutat să strâng nechezolul de pe jos. Înțelegi? Dar acum cu noua noul aspirator de nechezol. De asta, mă. Deci, iată, sunt și citate mult. Mie iartă-mă. Vrei să începem cu Mihaela Rădulescu? Eu cu ea aș începe, pentru că de la ea a început totul. Ea a fost prima care a observat, în afară de Andreea Marin, bineînțeles. Scuze, Mihaela. Mamă, deci spui niște nume. Am pus Mihaela Marin și Andreea Rădulescu în aceeași frază, mi se pare îngrozitor. E bătaie. Da. Le ies bubele amândouă. Mai trebuie să zici niște nume și diseară mi se pare Mihaela că merge Marin da. Și da. Andreea Rădulescu. Da. Deci diseară ce facem? Ieșim la melodii? Da. Așa mi se pare, ne-am întors în... La Șarpele Roșu. Da. Hai să vedem ce spune aici. Mihaela Rădulescu. Trec cu o ușurință fulgerătoare de la bocanci la tocuri, de la pantaloni scurți la rochii lungi, de la căciulă la o coafură perfectă. Coafură se zice, nu? Da. Deși română, e cu... Da. Da bine, tot m-am întors din Germania, hai să zic că pot să zic. Pentru că exact așa arată și viața mea. Un amestec de contraste în care simt că trăiesc de toate. Cu tot pachetul de trăiri și fantezii care îi șad bine oricărei femei. Că știe cine e și ce vrea. Și da, poți să fii feminină și în pantalon. Poți fi sexy chiar și închisă până la ultimul nasture. Poți fi tot T. O T cu litere mari, bolduit. Tot! Se pronunță ăla. Să știi. Deci poți fi tot ce ai de spus despre tine fără absolut niciun cuvânt. Numai să ai curaj și motivul potrivit. Totuși, Mihaela. Toate astea scrise, adică astea scrise mic de tot. Știi că Mihaela Rădulescu, writer. N-ai unde să le pui. Asta Monaco. Trebuie, știi, trebuie scrise foarte, foarte mic. N-ai, dacă le-a pus, le-a pus pe Insta, nici nu se văd. Dar cu asterisc din contractele cu băncile ar trebui să fie toate astea de la Mihaela Rădulescu. Chestii care oricum te lovesc la un moment dat. Vreau să, hai să facem un concurs. Știu că nu erați pregătiți, tocmai de asta vi-l și dau. Cine a spus
Da? Să scrie oamenii. Să scrie oamenii, să da? Să scrie oamenii. Cine a scris? Oricum te surprinde viața, amintește-ți că fiecare zi e unică. Fă-o să merite. 0729001122. Oricum te surprinde viața, amintește-ți că fiecare zi e unică. Fă-o să merite. Și de ce n-a scris fă-o să se merite? Că e important și asta. Corect. No? Bun, zic și acum să mai spunem ce au mai scris oamenii. Văd că Bianca Drăgușanu 0729001122. Cineva spune bănică? Nu. No. Ștefan sau Andreea? Asta zic. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. No. E o femeie. E o femeie. E o femeie. Are că e foarte frumos. Adică da, este o femeie. Ștefan bănică, nu? Nu, hai să vă dăm frumusețea vine și din exterior. Da, indicii. Deci este o femeie. Este cunoscută. Este brunetă și numele ei, deși nu e cazul, te duce cu gândul la prospețime. Da. E așa. Bun, dacă... Deci nu, nimeni? Lumea nu, nu... Să nu lăsați pe nimeni să vă fură puterea de a zâmbi. O veți recupera greu. Bine, mai puțin dacă mergi noaptea pe stradă în Brăila. Acolo există tot timpul cineva care îți fură puterea de a zâmbi. Da. Cu un pumn în gură. Da. Eu tocmai m-am întors din Germania și trebuie să zic o chestie. Am avut o glumă la care toți s-au prăpădit, mai ales că am înțeles că acolo, că ai zis Brăila, sunt da, spui Brăila, spui Germania. Da, da, sunt foarte multe pufuri. Puf. Da. Un fel de locație în care te duci și, mă rog, oamenii fac tot fel de chestii. Da? Nu știi? Da, da. Nu știam, da. Și am zis... S-a ghicit. Cine a ghicit? Capata. Pita, da. Cine? Daniela, Daniela Crudu. Daniela Crudu a spus, da. Oricum te să... Dar știi că este... Iertați-vă, dar mi s-a părut atât de funny. Daniela Crudu spune, oricum te surprinde viața, amintește-ți că fiecare zi e unică. Fă-o să merite. Da, fă. O să merite. Fă, o să merite, da, corect. Așa, și vă ziceam de gluma din Germania pe care am dat pe spate, în afară de multele glume pe care le-am zis. Am zis, tu dai seama acum cum e pentru o fată când se toarce din Germania să spună, bă, mă ține iubitul, numai în puf. Understand? Understand is like, acolo a rupt, aici neavând de-astea, na. Deci locul în care puf, faci puf. Da. Puf on ochii. Ah, știi ce mi s-a părut ciudat? Că scrie aici Coco Chanel a zis și am zis, păi ea mai postează, mă? Pe urmă am văzut că altcineva de un calibru extraordinar și anume Andreea Tonciu a citat din Coco Chanel. Sunt citate de-astea pe genți sau care e faza? Pentru a fi de neînlocuit trebuie să fii diferit. Trebuie să știi că Coco Chanel a spus și cred că... Ce? Mă rog, Bobonete a trimis o răutate, dar nu băgăm în seamă. Haide. Haide, haide. Hai, hai. Prietene. Hai, hai. Da. Coco Chanel a spus, o femeie care nu se parfumează nu are niciun viitor. Adevărat? Dar o femeie care nu are apă caldă și nu se parfumează nu are niciun viitor, zic eu. Adevărat. Din Berceni. Da, știi ce ciudat că parfumurile tocmai pentru asta s-au inventat. Pentru oameni care nu se... Da, că nu se spălau, dar acum a devenit așa o chestie. Ce mai avem aici? You think big, you get big. Hai cine să vedem a cine a spus asta. 0729 001122. Frumusețea vine din exterior, mai ales din bisturiu. Un mic indiciu. Da, you think big, you get big. Da. Adică te gândești să iei mare. Da. Nu? Când e mare sau normal sau mare? Mare. Te faci mare. Da. Asta e la noi doi. Cam aici suntem. Da, da, da. Hmm? Doriți mare pentru 3 lei? Da. You get big. Deci cine a zis you think big, you get big. Big. E femeie, frumusețea vine din exterior. Exterior. S-a dat. Gata. Bianca Drăgușanu, felicitări. Băi, dacă nici aici la Morning Glory nu avem puțină cultură generală. Mamă. Stai așa. Hai că vine vara, hai că ingredientele perfecte pentru o poză bună. Doar lumina soarelui l-a apus și un pic de vânt. Restul îl faci din Photoshop. Așa, aș zice eu. Cine a zis mizeria asta? Cine a zis? Așa. Broaște.
Braște. Ah, ok. A, tu faci chestia, adică nu e... Da, 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 nu e de la ei. Da. Mamă, ce talent ai. Cine a spus? Cine a spus chestia asta? 0729-00122. Ingredientele perfecte pentru o poză bună. Doar lumina soarelui l-a apus și un pic de vânt. Pentru cei care... Să le mai dăm un hint așa. Nu, pentru tot, ce... tot femeie. Nu e tot femeie, nu mai spuneți că Cătălin botezatul, da, la toate întrebările. Mă rog, aproape femeie. Da, da, da. Așa. No, nu e Israela, nu e Oana Roman. Nu e Marian Nistor. Nu, dacă, pentru jucătorii de nu biliard, când dai cu, le dau un hint. Când dai cu, nu dai direct cu bila în bilă, da. Dai cu ma, cu ma? Ce dai? Cu man. Cu tacu. Așa? Bine, aia să nu mai așteptăm după așa, ei. Așa, gata, s-a dat. Mantea, Andreea Mantea. Bravo, bravo. Dai cu mantea, băi. Vezi dai... că am mai zis una? Să nu lăsați pe nimeni să vă fure puterea de a zâmbi. O veți recupera greu. Mamă, bă, dar eu... E practic un fel de mantea minții. Eu știi ce mi-am dat seama? Eu mi-am dat seama că există un standard, așa cum în radio, bine, tu l-ai spart standardul, sau da. în radio există... Nu, l-am refăcut, în sensul ăsta. Un standard adică... de a vorbi, știi? În televiziune, de a prezenta, de a face, de a drege. Am impresia că și atunci când facem, cam toată lumea care face story-uri de promovări, de orice, de una, de alta, au cam același stil. Hei, dacă, mai ales dacă începe aia cu hei, dragilor, mamă, deci dragilor este ceva de... Sau asta, cu multă lume m-a întrebat. Multă lume m-a întrebat ce folosesc pentru... Buclele astea. Bă, și un stil, adică, pe de altă parte mă gândesc, chiar mă gândeam, zic, dacă nu faci treaba asta, toată lumea vorbește așa, da? Hei, veniți la concert cu tare, faceți cu tare, cumpărați link aici cu tare. Dacă totul e așa, te vede pe tine care ești, nu, oricine, nu știu, zic eu, bă, hai să fiu eu, să zic, bă, fraților, dacă vreți să veniți bine, oamenii o să fie, păi, doar ceva atât? E neregulă, da. Nu ne spune hei, nu ne spune dragilor. Dragilor, multă lume m-a întrebat. Nu ține la noi, cu adevărat, Andreea Bănică, tu, Andreea da. Bănică, tu chiar crezi că nu ține la follower și ei? Ba cum să nu, cum să nu? Ia! Matrix. Multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă. Multă lume mă întreabă. Nu vă ascund așa. Faptul că visez la lucruri marete. Așa, așa am marete. Fost marete? De mica, visatoare, insa, nu, indrăzneata. Indrăzneata. Visează visuri indrăznete, siasea vei deveni. Voi la ce visați? A, tu zici că nu a pus... Nu a pus. Păi da, nici eu nu pun. Ce, pe bune? Adică Daniela Crudu chiar a scris oricum te surprinde viața cu ț, amintește-ți. Așa a scris ea? Nu, nu. Păi și atunci? Da, mă rog, cum zici tu? Totuși să ne întoarcem la simbolul feminismului din România. Ia. Ilinca Vandici. O, Doamne. Zâmbetul, cel mai frumos lucru din lume. Iubirea? Iubirea. Să avem o zi frumoasă. La cratiță. Da. Nu-ți mai impune limite. Poți obține orice îți propui. Lasă-ți mintea să viseze. Spune tot Ilinca Vandici. Da. Da, nu știu ce să zic. A dat-o, nu știu, e foarte discutată treaba aia. Nu vreau să mă bag în da, ce da, s-a da. Întâmplat, dar s-a dus într-o zonă. S-a dus. Tu de te duci, adică toxică. Voi băieți, vă duceți la cumpărături? Adică stați, schimbați cu Pampers și cu astea? Faceți de-astea? Făcut? No. Nu asta zic. Cumpărături chiar azi mă duc, da. Da, cum? Da, am înțeles. Natura ți-a dat chipul pe care l-ai la 20 de ani. Uneori nu e chiar o bucurie. E de datoria ta să-l meriți pe acela pe care îl vei avea la 50 de ani. Asta a spus Otilia Bilionera la o clinică de chirurgie estetică în față. Chiar la recepție. Extraordinar, extraordinar. Mereu atragem ceea ce suntem. Mm-hmm. Să fim iubirea. Tu crezi că iubirea ar trebui pronunțată așa sau ar trebui pronunțat iubirea? Iubirea? Iubirea. Iubirea. Da. Da. Iubirea. Da. Iubirea. Iubirea. Da, da, da. Emut. Da. Emut. E deschis. Da. Iubirea. Iubirea. Să știi. Mai am. Oh, te mai rog. Avem de la Andreea Mantea, dacă îmi permiteți. Și aș vrea să vorbim puțin și în engleză, pentru că... Oh, atunci hai să zicem în engleză, excuse me. Uite, Andreea Bălan. Where? Sub Andreea Bălan, în română.
sub Andreea Bălan, there's nothing. Așa. De mamă, să vedem. True happiness comes from accepting your own flaws and unconditionally love yourself. De unde le-ai luat, tati? De unde le-ai luat? It's a nightmare. This is a nightmare and I can't wake up! Așa. Dar care, auzi, mai o chestie, înțeleg asta cu pui citate, pui nu știu ce. Am înțeles că șmecherie pe Insta că, sau pe asta, ca să ai activări, să vină oameni, să le pui întrebări. Uh-huh. Dar mi se pare stupid, adică e clar că e o chestie, nu când ai chiar o dilemă. Băi, uite, sunt, mă duc în Anglia săptămâna viitoare. Bă, sunt, nu știu unde, sunt Anglia. Mă duc Anglia. Și să-i întreb, bă, sunt aici, sunt în Londra, nu știu ce, unde mănâncă, na, și zică oamenii. Dar de-astea cu, hei, mi-am pus tricou promoțional al turneului, tati, oare e bine să mă îmbrac altfel? Și oamenii să scrie, nu, bă. E foarte bine, da. Dar de ce? Las-o așa. E de algoritm, nu? Mm-hmm. Să le pui? Da, pentru că dacă ai interacțiune, îți crește și mai mult story-ul, ți-l aduce prin. Deci acum nu mai contează nici relevant. Da. Nu mai contează nici cifre, nu ce, să-ți crească algoritmul. Cifrele, bine, algoritmul. Bine, să vă crească algoritmul. Tu, pe tine oamenii te-au primit întotdeauna cu dragoste, te-au acceptat, da. Așa cum ești? Da. Urât, așa, mic, da. Cu pantofii de aur pe care ai acum? Arată-mi pantofii, arată-i că pe Twitch, că se vede. Are pantofi de aur, de nuntă, merge la o nuntă acum, uite cum sclipește. Câtă valoare! Ia uite. Deci are valoare. Noi nu invităm oameni care n-au pantofi. Cu cât se vinde? Ăsta? Gramul. Păi nu, dar eram pregătit dacă stai să mă aud și la televizor, să mă aud și la... Așa, okay. Se vede, da, e bine. Eu eram pregătit, dacă venea Putin, eu plecam cu pantofii și aia era, știi? Că, na, așa, acum trebuie să-i port. Bă, ce panică a fost. Am două chestii foarte așa. Vreau să spun, chiar dacă îmi zăpăcesc show-urile, eu cred că strategia noastră cea mai bună de 30 ceva de ani a făcut să nu vină Putin încoace și spun și de ce. Dacă intrau, pe unde intrau? Intrau un șir de la de tanchete, dar pentru un sat din Moldova, vai pe cap, ce-ți dai seama ce era acolo? Cu grob, cu case dărăpânate, cred că ăla din prima ar fi stop. Bă, noi am mai bombardat pe aici. Hai să ne întoarce, că ne arătă și... Hai, scăpăm, nu mai, adică... Pe oriunde ai fi intrat în România, da. Era așa ca părerea noastră, flawless. Flawless. I'm flawless, telling you, da. Cum a zis și Andreea Bălan. Totuși, deși Dan afișează această bună dispoziție permanentă, cum ar spune un tabloid, acum dimineață că m-a trezit, dar altfel... De tine scriu ăștia în tabloide? Am mai scris, dar în ultimul timp nu prea, da, în ultimul timp nu prea. Vrei să vezi cum scriu de Andreea Esca? Ia să vezi și tu unde s-a ajuns? S-a descoperit salariul? Nu mai caută de actualitate, nimeni. Nu mai vrea nimeni salariul. Nu mai stă nimeni. Ia. După salarii. Și ce să... Deci, așa, cu siguranță că ne-am gândit cu toții măcar pentru o singură dată ce face Andreea Esca, la care și, nu? Și la ea frumusețea vine din interior. Nu neapărat, să știi că este... Vine și din exterior, când foarte, foarte frumos, decolteul da. Acela, da. Da, mă rog. Unii se uită la știri, alții se uită la ce e important, la lucrurile simple. Nu? Cum spunea și Mihaela Rădulescu. Da, mă. Așa. Cu siguranță că ne-am gândit cu toții măcar pentru o singură dată ce face Andreea Esca atunci când nu e în direct pe micile ecrane. Hei, oare toate, ce face? Sunt mici de mult. Da. Ei bine, îndrăgita vedetă pune mult preț pe momentele pe care le petrece alături de partenerul ei de viață și își face timp și pentru ieșirile în familie. Vedeta a ieșit la plimbare alături de soțul ei și un prieten. Așa. Aceștia au fost surprinși pe străzile din capitală. În apropiere de locuința lor. Cred că mai corect era au fost surprinși că încă mai erau în capitală. Da, ei... nu n-au curat să îndepărteze foarte mult. Și o să vezi de ce. Andreea Esca s-a bucurat din plin de timpul petrecut și bineînțeles că a profitat de ocazie, cum face oricine, orice vedetă care este surprinsă de paparazzi, profită de faptul că este la cumpărături, de exemplu, ca să-și cumpere ceva. Așa. Și a profitat de ocazie admirând arhitectura clădirilor din preajmă. Și a cumpărat o clădire. Un important lucru de precizat este faptul că soțul Andreea Esca s-a plimbat cu o bâtă de baseball în mână. Morning glory, morning glory! Nu mai vă bătesc ca Chiori. Ce? Da. Avem poze la treaba asta? Trebuie să poți să zici orice. Da, sunt și poze. Păi sunt paparazzi.
Dar poate era altceva, mă, era umbrelă, bă, nebune, era umbrela aia, mă, jur, numai că e altfel, e când se deschide ca o umbrelă de terasă. Dar uite, se și vede. E umbrelă, mă, nebunilor, bă, terminați cu prostiile, dar numai că e umbrelă mare, că mai era și un prieten cu ei. Uite, bă, cum, nu că nu părea, dar oricum adică, sună foarte frumos. Sună foarte bine. Sună foarte admira bine. Clădiri și la un moment dat, BOM! Că nu știi când vine o minge. Nu știi, tu trebuie să fii pregătit. Odată vine o minge. Păi joacă ăștia, ăștia bogații, joacă de departe. Adică da, mă. Dă unul din nord o minge. Da. Dacă aruncă țiriac, aruncă țiriac din elicopter o minge de baseball, e să fie... Bang, imediat. Da, un loc special, golful nu mai e la modă. Asta e treaba. Bun. Mamă. Oina. Așa. Oina. Aș vrea, uite, pusesem pentru final, m-am zăpăcit. Aveam, stai că era citatul ăla, pentru că vorbeam despre acceptare, despre asumare, despre... Te rog. Când ești bărfit, judecat, așa, vorbit, înseamnă că existi. Dar de când m-am apucat de sport, am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atâtea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe Instagram, gen... Mea și mea. M-am inspirat. Așa. Toate ne facem poze în oglindă. Da, știu, veți spune, da, Andreea, dar nu mi-arăt pozele tuturor, ci doar soțului sau iubitului, știți ce? Nu îmi pasă de prejudecăți. Fiecare liber să facă ce vrea. Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul mi-aparține, nu am semnat vreun contract. Hashtag lecție de viață, hashtag libertate. Oh my God. Da? Andreea Bonito. Da? Băi, cel mai frumos lucru pe care îl poți fi ești tu însuți. Eu aș da asta la admitere, la oriunde. Să analizăm. Ce a vrut să zică autoarea? Cel mai frumos lucru pe care, vezi că a scris corect, da, Mihai. Pe care, da, da. Pe care. Nu cel care. Mai frumos lucru. Care, pe care. Nu care poți fi, pe care îl poți fi tu. Da. Pe el. Pe el. Că nu el. Că nu ei a făcut pe ei, ci ei pe ei. Păi și nu ar fi sunat tot dânsa a spus? Sau cine, că n-am nume aici. Este autor necunoscut. Autor cineva... necunoscut. Atunci putem să punem așa. Cel mai frumos lucru care îl poți fi ești tu însuși. Înșile. Ești tu înșile. Păi mine să știi că dacă e să vorbim cinstit, mă enervează teribil oamenii care se dau prea cum e, politically correct și acum sunt grammatically correct. Aia cu a zic, o prietenă de-ale mele, bă, știu că e corect, dar sună din altă parte, din alt film. Nu ți se pare, o prietenă, da, o prietenă de-ale mele și ce aveți, mă? Nu sună ciudat? Da. Plus că ai chestia asta, o presiune de gen. Că poți să spui o prietenă de-ai mei. Da. Acum. Un prieten de-ale mele. Da. Sau așa. O prietenă de-ai mei. Un prieten de-ale mele spune un ungur. O prietenă, un prieten de-ale mele. De-ale mele, da. Înseamnă că are mele, nu? De-ale mele. Așa, Dan, tu ce mai faci de fapt? Eu am un turneu european luna asta, după ce am avut turneul național. Tu și în Einstein. Cu tati, da, eu cu tati, doar cu glume, fără flăcări. Și în Germania a fost foarte drăguț. Le mulțumesc foarte bine. Asta e, n-am ce să fac. Adică am văzut mulți Rammstein pe străzi, dar nu și concert, deci nu vreți să știți ce era acolo. Și mâine, chiar mâine plec în turneu UK, mă duc Brexit. Brexit și cel mai am multe orașe, nu știu ce la, dar de-abia aștept sâmbătă să ajung la Londra la Comedy Store, care este unul dintre cele foarte mai mișto bune locuri în care am făcut vreodată stand-up. Când am făcut prima oară acolo cu Costel și cu Natantico, am ieșit plângând și am avut multe show-uri în viața mea. E o atmosferă copleșitoare, deci acolo vorba organizatorului, râd pereții, deci efectiv 400 de oameni adunați pe tine, așa, și o atmosferă de vis. De-abia aștept Londra și rest, m-am Dublin, am multe, o să de-abia. Și după aia Italia și după aia mai pe acasă. Mai stau, da, și pe acasă. Spui cineva în mine să dă o luptă. Trebuie. În interiorul meu. Aș veni și eu cu tine la Londra. Da. Păi, hai, e sâmbătă. Sâmbătă ce faci? Mă pregătesc pentru duminică, îmi spăl uniforma. Faci temele, tai unghiuțele. Da, apretez gulerașul. Da. Ce vremuri. Genul ăsta, da. Nu o să mai avem. Nu mai să fac
duminici cum se făceau pe vremuri. Da, a, și mai e ceva important, că nu știu când mai apucăm să ne vedem luna asta. Pe 29 începe Stand Up Revolution. Se relansează lansarea... Cea mai relansată emisiune cea mai din relansată, România. Cea mai... deci cred că am făcut o emisiune, adică o așa, și am făcut 10 promouri pentru ea. Este cea mai dacă nici asta nu e o emisiune de comedie, scuză-mă. Revenim imediat după publicitate. Morning Glory, Morning Glory, cobriceii superiorii. Și bonjurică, bonjurică, practic ultima zvârcolire a hidrei înveninate care este Morning Glory. Asta e un citat de la Revoluție. Eu am ascultat o parte din ce se întâmpla la radio atunci. Îmi pare rău că nu mai există acele înregistrări. Oamenii au dat tot ce a fost mai bun atunci. Da. Deci ce prostii au spus aia la radio. Asta. A fost extra. Nu, felul în care se comenta. Deci astea, ultimele zvârcoliri ale hidrei înveninate. Dar ți se pare că asta ne-a definit ca popor mai târziu? Că primul lucru pe care l-am ținut minte după Ceaușescu a fost: fă-te că lucrezi. Da. Și mi se pare că asta se întâmplă de atunci. Toată lumea se cam face că lucrează. Și mie mi se pare așa, mai puțin Bianca Drăgușanu, care ne dă un sfat foarte important. Yeah. I eat glitter for breakfast and I shine all day. Shine. Oh my god. Shine. Da, nu, cred că au greșit aia. I eat gutter for breakfast and I all day. Asta este practic ce spune un rocker. Yeah. I eat gutter for breakfast and I all day. Da, frumos, frumos. E frumos. Foarte frumos. Beauty begins Beauty begins the moment you decide to be yourself. Da. E foarte important. Să nu uităm de Loredana. Haide, chiar youth mă uitam aici. Is not just a number. Youth means you are constantly in the making. In the make-up. Making. Am înțeles. Bă, adânc. Da. Misterul meu îl știi doar tu, e în ochii mei, departe în gânduri. A spus Loredana Groza. Superb. Being playful is very responsible. Only when you're playful you can pay attention to everything. Loredana Groza. E foarte important, tot ea a spus la Chișinău. Aici trece Volga. Ea a spus nu și a spus nu mai trece. Mulțumim, Dan Badea. Eu vă mulțumesc. Mulțumim, să fiți sănătoși, să vă meargă bine, să aveți o zi minunată. Știi ce e ciudat? Că te uiți aici și îți dai seama că practic zici că vorbești cu ei. Eu sunt obișnuit să fac show-uri cu oameni. Văd șirurile astea nesfârșite de le mașini. Spui, bună dimineața, hei dragilor. Hei dragilor, salut. Care stați acum ca niște să aveți o zi plăcinte minunată. În parcare. Să aveți o zi minunată. Trafic. Și mă bucur foarte mult că am aflat de pasajul loserului. Pasajul loserului este foarte important. Super. Înțeleg că tu ai în Suedia ai văzut că există recipiente speciale. Există, nu am văzut, pentru ascultat Morning Glory în trafic. Asta. Da, de la acel producător pe care l-avem și noi de mobilă care se asamblează singură sau mă rog cu ajutorul tău. Da. Există recipiente în Suedia, văd că aici nu le-au adus. De făcut pipi în mașină. Acum nu știu dacă există pe genuri, nu știu dacă cum ar arăta și nu știu ce, dar... Alifia pipi! Dar ce faci? Adică ce e de făcut? În afară de mers la o benzinărie, care săraci, cred că nu e... Cred că doar pentru asta sunt toaletele alea. În rest, unde? Da. Cum faci? Păi nu, cum să spun? Dar acum depinde, că te mai uiți și la om. Că nu-ți dă tot timpul o sticlă din aia cu gâtul foarte lat. Nu. Se uită la tine. Da, uite la numărul de la pantofi. De copil cu nas, de la profil. Hai să vedem. Degetul mijlociu, arătător. Da. Cum se verifică asta, că era o chestie. Tu crezi că acolo la producătorul ăla din Suedia există pe mărim? Și de sticlă, cât da. Și de ar trebui să fie gură? Măcar să te simți tu bine, tot te duci să-ți iei de la aia mari. Opa, așa. Opa, așa. Îți dai seama că numai alea se vând. Îți dai seama. Da, nu de alta, dar știi că poate stai înghesuit. Dacă te duci într-o cașcă rabetă din asta de la Gălaț la Brăila, da? Stau ăia înghesuit, o folosesc doi. Stai și pe ea? E la tandem. E mare, înțeleg? Da. Poate eu văd ca o păcanistră de aia. Te așezi și pe ea, e frumos. Da, e extraordinar. Da. De asta zic că e foarte important. Mulțumim, Dan Badea. Baftă în turneu. Baftă și cu mizeria aia de emisiune.
Mă rog, miserie. Bine, zic așa, da. Miserie. Este cea mai tare relansare din istorie și pe calea asta, bine că mi-a reamintit, aș vrea să salut pe domnul Sorin Popa, care ne ascultă și care este producătorul acestei emisiuni și... Goluș comico. Exact, și el îmi zice la fel. Ceva e. E foarte limpede. Ați ascultat pur și simplu... citate... La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. A? Știi asta? Frumos. Genul programului... O mizerie. Extraordinar, extraordinar. Da, ți-a plăcut? Este superb. Asta, de asta zic, genul programului chiar o mizerie. Mă bucur că am participat la aceasta. Da, ne cerem scuze, Ciprian Muntele, dar da, să... nu mai, chiar nu mai contează. Vino azi tu ziua, să faci curat. Azi e ziua șef. Ne-a rugat să scurtăm din emisiune. Ah, okay. Și eu nu mai suport. Da. Faceți voi o mizerie mică. Mică, da, da. Și vă mulțumim, ca de obicei, feminitatea, bunul gust, buna dispoziție, nu-i așa? Da. Definesc emisiunea Morning Glory. Și rămân pe acest fundal ca o apă curgătoare. Nu? Da. Bine, yeah. Că n-ai zis cristalină, că... cristalină. Așa e. Ce frumos. Hai, toată lumea. Toată lumea, mașinile sus. Uite așa. Dați din ștergătoare. Toată lumea, dați cu ștergătoarele. Toată ca o apă cristalină care curge din mașină. Hai, toată lumea din ștergătoare. Toată lumea, da, mișcă ștergătoarele. Stânga. Cine ascultă, stânga. Cine ascultă Rock FM acum în tot orașul? Claxoane, claxoane. Cine ascultă Rock dăm FM claxonat? Claxonați și dați din ștergătoare. Haideți. Să crească audiența mare. Haideți. Ștergeți mizeria după parbriz. Da. Și nu mai scopi pe aproapele tău pe burtă. Vă mulțumim din nou și în aceste... Ești ceva. Da. În aceste acorduri extraordinare vă mulțumim foarte mult. Vă spunem, ca de obicei... și vă mulțumim frumos pentru atenție. V-am pupat dulce pe ceacre. Cum spunem, mă? La revedere! Morning Glory on Rock FM.